Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm pasa înainte cu două mâini de sus, volei. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare. Confort sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa a 5, -a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. Jocul sportiv volei, mingea zburătoare. Se desfășoară între două echipe de șase jucători. Scopul fiecarei echipe este de a face mingea să cadă în terenul advers, trimițând-o pe deasupra fileului și de a o împiedica să atingă solul propriului teren. Terenul este un dreptunghi cu lungimea de 18 metri și lățimea de 9 metri. Fiecare echipă poate executa maxim 3 lovituri ale mingii în plus față de contactul blocajului pentru a o retrimite în terenul advers. În clasa 5-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice jocului de volei și anume pasa cu două mâini de sus precedată de deplasare și oprire cu fața spre direcția de transmitere a mingii, organizarea celor trei lovituri, serviciul de jos din față, preluarea serviciului de jos din față cu două mâini de sus, preluarea cu două mâini de jos, variante de joc cu temă 3 la 3 cu trecerea mingii peste fileu cu două mâini de sus precedată de deplasare, cu două mâini de sus din săritură, cu plasare cu o mână, model de joc cu efectiv redus 4 la 4, cunoștințe privind acțiunile tactice colective, dispozitive, modalități și reguli de acționare specifice modelului 4 la 4 la efectuarea serviciului, la primirea serviciului în apărare și în atac, cunoștințe privind regulile de joc, atingerea fileului, lovitură dublă, minge ținută și informații cu caracter sportiv. PASA. Reprezintă transmiterea mingele unui coechipier pentru a o putea folosi în cele mai bune condiții în momentul respectiv al jocului. Mingea nu poate fi oprită sau reținută de elevul care o primește. Prin regulament, mingea trebuie trimisă imediat printr-o mișcare rapidă, fără a avea un contact îndelungat. Pasa are un rol tactic legat de momentul respectiv al jocului. De obicei se folosește ca fiind lovitura a doua. Pasa. Trebuie să aibă o direcție precisă, mingea trebuie trimisă la elevul cel mai bine plasat pe teren și în locul cel mai convenabil. Pasa trebuie să se execute cu o viteză adecvată în vederea obținerii condițiilor avantajoase pentru acțiunile următoare, ridicarea mingii, lovitura de atac, etc. Trebuie să aibă o traiectorie convenabilă dată de înălțimea zborului mingii. Pasa trebuie să fie realizată dintr-o poziție fundamentală relaxată, care poate fi mai înaltă sau mai joasă. Momente importante în executarea pasei. Urmărirea elevului și a mingii. Întreaga echipă trebuie să urmărească tot timpul acțiunile celui care lovește mingea. Deplasarea și adoptarea poziției necesare. Deplasarea se poate realiza prin pasul simplu, dublu, adăugat, alergător, etc. și poziția adoptată de elevul care execută pasa poate fi mai înaltă sau mai joasă. Execuția corectă a lovirii mingii, respectarea mecanismului tehnic de execuție. Pasa. Poate fi de pe loc sau din săritură. Înainte, laterală sau peste cap. Scurtă sau lungă. Pasa de sus cu două mâini din față. Mecanismul tehnic. Din poziția fundamentală, elevul începe mișcarea de întâmpinare a mingii prin extensia articulațiilor, gleznelor și genunchilor, îndreptarea trunchiului și ducerea brațelor înainte sus, palmele orientate în formă de cupă. În momentul în care elevul ajunge cu palmele în dreptul feței, trebuie să execute lovirea mingii după care continuă mișcarea întregului corp înainte, în sus, pe direcția pasei. Lovirea mingii se realizează în partea posterio-inferioară a mingii cu primele 3-4 degete ale fiecărei mâini. Indicații metodice Predarea pasei înainte cu două mâini de sus se va realiza de la prima lecție. Inițial se va urmări învățarea lovirii mingii cu degetele în formă de cupă printr-o acțiune a brațelor corespunzătoare, plecarea și revenirea palmelor sub bărbie. Se va exersa individual și la perete, apoi se va lucra pe perechi constituite pe criteriu valoric. Este important ca elevul să intre sub minge în momentul pasei. Repetarea pasei face parte din încălzirea specifică jocului de volei. Pasarea mingii de pe loc trebuie considerată ca o activitate de studiu. De obicei, pasa este precedată și urmată de diferite tipuri de deplasări. Se va indica elevilor să paseze folosind traiectorii și viteze de execuție diferite. Metodica învățării. Simularea pasei de pe loc, precedată de deplasare și urmată de întoarcere în diferite direcții. În poziție fundamentală, un partener împinge mingea succesiv în cupa palmelor colegului său. Mingea ținută în cupă, simularea pasării mingii în sus, aruncând și prinzând mingea. Pasare controlată a mingii, aruncată de partener. Pase la perete peste o linie trasată pe aceasta, în funcție de traiectoria pe care dorim să o imprimăm mingii, se execută de la distanțe diferite. Pase de pe loc și din deplasare, alternând traiectoriile scurte cu cele lungi. Pase în doi cu diferite traiectorii ale mingii care este trimisă în diferite direcții. Suveica în 2 și suveica în 3. Greșeli frecvente. Poziționarea față de minge este întârziată. Mingea se lovește prea jos, sub nivelul frunții. Nu se realizează corect cupa necesară lovirii mingii, degetele mari sunt poziționate înainte. Lovirea mingii nu se realizează cu primele falange ale degetelor, mingea alunecă pe palme. Nu se coordonează mișcarea segmentelor corpului cu lovirea mingii. Mișcarea greșită a palmelor din articulația pumnilor, ceea ce duce la o acțiune de a mingii. Transmiterea mingii cu o traiectorie greșită și cu o viteză prea mare față de colegii de echipă. Mulțumire elevilor de la școala gimnazială numărul 12, Bogdan Petricei cu HD Constanța, într de profesorul Viorel Preșbeanu cred în educație în educație fizică și sport cred